Salut, prieteni! Ascultați lectura cărții Maranata, Domnul vine. 30 aprilie. Cerul te așteaptă. Text biblic. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi, a spus Domnul Isus. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 21. Despre Apostol este scris. Ei au plecat și au propovăduit pretutinde. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Evanghelia după Marcu 16:20. Așa cum atunci Hristos i-a trimis pe ucenicii săi, tot la fel și astăzi el îi trimite pe membrii Bisericii sale. Aceeași putere pe care au avut-o Apostolii o au și cei de azi. Dacă ei vor face din Dumnezeu tăria lor, El va lucra cu ei și lucrarea lor nu va fi în zadar. Ei trebuie să înțeleagă, Că peste lucrarea în care sunt angajați, Domnul a pus sigiliul său. Dumnezeu i-a zis lui Ieremia: Nu zice sunt un copil, căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de fețele lor, căci eu sunt cu tine ca să te eliberez. Apoi Domnul a întins mâna și a atins gura servului său, zicând: Iată, pun cuvintele mele în gura ta. Ieremia, capitolul 1, versetele 7-9 Și el ne cere să mergem și să spunem cuvintele pe care ni le-a dat, simțind pe buzele noastre atingerea sa sfântă. Hristos a dat bisericii o însărcinare sfântă. Fiecare membru trebuie să fie un canal prin care Dumnezeu să poată comunica lumii comorile harului său, bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Nimic nu dorește mai mult Mântuitorul ca slujitori care să reprezinte lumii spiritul și caracterul său. Nu există nimic de care lumea să aibă atâta nevoie ca de manifestarea prin oameni a iubirii Mântuitorului. Întreg cerul așteaptă bărbați și femei, prin care Dumnezeu să poată descoperi puterea creștinismului. Biserica este instrumentul lui Dumnezeu pentru proclamarea adevărului, împuternicită de el să facă o lucrare deosebită. Și dacă ea este loială față de el, ascultătoare de toate poruncile sale, atunci în ea va dăinui măreția Harului Divin. Dacă biserica va fi credincioasă în datoririlor ei, dacă va cinsti pe Domnul Dumnezeului Israel, atunci nu există putere care să-i stea împotrivă. Răvna pentru Dumnezeu și pentru cauza sa i-a animat pe ucenici să mărturisească despre Evanghelie cu mare putere. Nu ar trebui ca un asemenea zel să înfierbânte și inimile noastre cu hotărârea de a spune istoria iubirii răscumpărătoare a lui Hristos și el răstignit? Este privilegiul fiecărui creștin nu numai să aștepte încrezător, ci să și grăbească venirea Mântuitorului. Aici se termină meditația pentru astăzi. Domnul să te binecuvânteze. Amin.